Bună ziua, oameni buni, și să vedeți cum este soarta asta. Astăzi este Ziua Internațională a Vorbei Nu Mă Uita. Ziua în care Petrică Muțu Stoian va fi înmormântat în aplauze celor dragi, pentru că sute, poate chiar mii de oameni sunt acum la cimitirul Ungureni din Craiova. Alături de mine se află oameni care l-au cunoscut, care au fost apropiați de el. E vorba de Maria Cârneci, Lavinia Goste și Marius Zorilă, și extrem de afectați de toată povestea asta. Mai ales că dumneavoastră ați venit, doamna Cârneci, de la Craiova azi dimineață. Da, am fost... Azi dimineață. Bine te-am găsit, Cătălin. Eu, așa cum toată lumea, cred că e șocată, nu neapărat, cum să spun, că suntem la televizor și trebuie să spunem vorbele astea. Vă lega o prietenie de 30 de ani. De 30 de ani, da. Dar îți dai seama, stăteam și mă gândeam aseară în drum ce eram spre Craiova, de câte ori nu ne-am întâlnit până la benzinării, în parcări, să mai bem o cafea, să rezistăm până acasă și așa. E o durere și cine n-a trecut prin așa ceva nu poate să simtă chestia asta. Nu, prea devreme, adică și prea fulgerător, adică să moară un om ca Bradu, ca Muntele, bă, într-o jumătate zi, într-o jumătate zi, avea multe de spus, putea să mai trăiască. Eu, după părerea mea și după simțul meu, că sunt un om credincios, un om care mai repede decât să mă intereseze ceva negativ, mai bine, nu știu, o glumă, o ceva frumos, ca să... Și așa lumea e necăjită. Avea multe de spus încă și era un om în putere. Eu cred că dacă nu s-ar fi dus acolo, cu ce s-o ocupa clinica asta, o zonă pe mama și pe tata, nu știu, dar... Acolo l-a chemat destinul. Am fost aseară. Nu răbdam, Cătălin, pentru că în momentul când am văzut știrea la televizor, la știri, am zis, hai că e o farsă, e o vrăjeală, e o ceva, nu cred așa ceva. Și l-am sunat pe cine să sun, pe fratele lui de suflet, pe Costică Enceanu. În timp ce vorbeam cu el la telefon, da, Maria, e rău, el are, păi zic, ce căuta el la Reșița? Fata, am fost, îmi spune el, la filmări, și a zis că se duce să se recupereze, nu știu ce, nu știu cum. În timp ce vorbeam cu el, a primit mesaj că a murit. Măi, Cătăline, crede-mă, ca și când ți-ar da cineva o mare par în cap. Cred că asta a fost sentimentul tuturor celor care l-am cunoscut atunci când am aflat vestea asta. Eu l-am văzut la tine în urmă cu câteva zile. În ultima lună fusese chiar de două ori, pentru că în perioada pandemiei vorbeam des la telefon și am rămas cu toții șocat, iar acum vedem imaginile de la Craiova cu oameni care au furut să fie alături de Petrică Muțu Stoian pe ultimul drum. Sunt imagini din fața teatrului Marin Sorescu. Exact, iar străzile sunt pline de oameni care efectiv l-au iubit și asta l-au îndrăgit foarte tare. Asta este adevărul, că fiecare cântăresc, fiecare solist are partea lui de public. Poate unii nu-l plac, poate unii, sau majoritatea îl plac, nu mai contează. El a fost un artist iubit, așa cum îl știm cu toții. Era un coleg și pus pe glume. Și nu a fost niciodată, niciodată, crede-mă. Și am admirat la el. Întotdeauna era, și voi, poate că l-ați întâlnit la atâtea concerte și evenimente, era un om, dom'le, dacă ceva mă deranjează, nu țin în mine sau nu vorbesc pe la spate. În față. Da. La fel și voi, cred că ați fost extrem de afectați, mai ales că... Bine v-am găsit. Ne pare foarte rău că... Că sunteți prezenți într-o asemenea zi când vorbim de așa ceva. Da. Mai ales că voi erați stabiliți să veniți la emisiune de acum o săptămână. Da. Înainte să se întâmple acest eveniment. Este incredibil ce s-a întâmplat cu acest mare artist. Ne pare foarte rău, am colaborat de multe ori cu maestru Muțu Stoian. Și vreau să vă spun că era, adică ce vă spun eu acum, au spus toți colegii și toată lumea vorbește numai la superlativ, pentru că chiar era un om la superlativ și era iubit în toată țara. Asta este de remarcat și de subliniat, pentru că era iubit și la nord, și la sud, și la vest, și la est. Da. Cu toate muzica că lui era Mehedințului, ajungea muzica la toată lumea. Da, mai lumea, la noi în județ cânta foarte mult, foarte mult. Știu că m-a văzut odată, mă, Lavinia, mă scând și eu inimioară cu dor mult. Deci, cum mai să-mi cânte pe maestru Petrică? Văzut că la nu se mai cer cântece. O mare satisfacție, o mare bucurie. L-am luat în brațe. Mi-a crescut inima. La fel a fost un șoc. Exact. Am zis că este o știre greșită. Un fake news. Da, este un fake news. Am zis că nu se poate așa ceva. Evrei. Nu se poate așa ceva. Nu știu, rămâi șocat, mai ales că am trecut și apropo de pierderi, pierderea unei persoane dragi, știu ce înseamnă durerea, nu poți să uiți asta niciodată, așa cum pe Petrică, prin felul lui, că tu-l știi și toată lumea știe.
mai nevoiteam, bă, că mă doare cocoașa, bă, că aolo, am stat în picioare o noapte și mi s-au umflat picioarele. Totdeauna găsea el, se făcea plăcut din minutul 1 când îl vedeai. Stau să mă gândesc că dumneavoastră ați fost la Craiova să vă luați rămas bun de la Petrică, da. Mulțu Stoian. Nu mă răbda inima, Cătălin. Și mă gândesc și în sufletul dumneavoastră, mai ales că sâmbătă, acum faceți parastatul. Fac pomenirea lui soțul meu, lui jumătatea sufletului meu, dar de 2 ani de zile, pe 25 ar fi trebuit, dar intrăm în post și... Am vrut să fac de dulce, să fac mai înainte, am întrebat preotul și mi-a spus că e în regulă. Să știi că, de dragul vostru, Cătălin, am venit, sunt obosit, am venit până la 4 și ceva dimineața și o să am de muncă până sâmbătă, dar Dumnezeu ne ajută și o să le rezolvăm. Deci nu m-ar fi răbdat sufletul să nu mă duc măcar cu o lumânare și cu o floare. Așa, în ciuda vremii, că a plouat până acolo, de ne-a rupt, ne-a omorât cu ploaia și... Dar nu eram împăcată dacă n-aș fi ajuns. 30 de ani de când ne-am întâlnit în tot felul de emisiuni, parcări, veneam de la evenimente, unul dintr-o parte, fără să știm, prin benzinării, un coleg minunat, dureros, păcat că s-a dus așa de vreme, păcat. Sora lui Mâțu Stoian, doamna Maria Tărchilă, i-a dezvăluit colegii noastre Cristina Șeunean ultimele cuvinte ale lui Petricu Mâțu Stoian, așa că haideți să vedem. Când m-am dus și l-am văzut, el m-a văzut și el așa a zâmbit în ochii și s-a bucurat că am mai venit în ajutorul lui și spera probabil că îl salvăm cumva. El putea să vorbească ceva când v-ați dus la el? Da, sigur. Ce v-a zis? Mi-a zis, sora mea, uite și tu cum am ajuns. Zic, taci, că te faci bine. Nu mai vorbi așa. Tu ești puternic, tu ești... Nu trebuie să te lași, trebuie să fii voinic, ca pe... Și atunci el nu mai zis că nu mai pot. Făcea că nu mai pot. Da. Nu mai credea că se face bine, nu? Nu mai credea și eu speram că își revine din punct de vedere clinic să-l iau, să-l duc undeva, să-l reușim să-l salvăm. Și acum, uitați că s-a dus și noi am rămas, eu cu sora mea, doar noi două din familie, restul tot s-au dus. Nu trebuia el, poate noi trebuia. Acum eu am imaginea aceea de la spital, dar sper să o pierd, dar nu cred că pot să o pierd. Pentru mine rămâne cel mai iubită ființă. Dacă nu mergea acolo, nu îi declanșa hemoragia de la inima, ce i-a făcut acolo, i-a forțat. El ar mai fi trăit mult și bine. Ce dar vreți demonstrația? Ar vrea să vedem, să iasă la iveală ce s-a întâmplat și să nu mai moară nimeni. Petrică Mâțu Stoian va rămâne în amintirea tuturor ca unul dintre cei mai apreciați cântăreți de muzică populară. Împietriți de durere, prietenii, rudele și toți cei care l-au iubit abia și-au găsit cuvintele la căpătâiul artistului. Petrică a însemnat foarte mult pentru mine, ca om, ca prieten, ne știm de 30 de ani. A plecat cu o bucată din sufletul meu. A plecat și mi-a sfâșiat sufletul. Era un coleg și un om extraordinar, dar nu mă așteptam să ne facă lucrul ăsta. Să știți că el e foarte trist. Ca să spulberăm odată chestia asta, că a avut premoniții, că n-a avut premoniții, nu s-a gândit că pleacă. Avea foarte multe de făcut. Și a plecat pe furiș. Foarte multă durere în rândul oamenilor care l-au iubit pe Petrică Mâțu Stoian, în rândul oamenilor care l-au cunoscut, artiștilor care au colaborat, bineînțeles, al familiei. Știți, la știri, în urma autopsiei, s-a spus că, de fapt, s-a descoperit o cantitate foarte mare de anticoagulante în sânge. Și că asta ar fi una dintre probleme, plămânii oarecum erau afectați. Sunt foarte multe lucruri care s-au descoperit și care probabil vor duce așa la lămurirea acestui lucru. Așa e, Cătăline, și ne vor, eu știu, informa cei care chiar se pricep și cunosc, eu știu, mai ales că trebuie să fie niște probleme de sănătate extrem de puternice, suferise și niște intervenții. Asta povestește impresarul lui Doru Gușman. Adică
cum spus, s-au legat lucrurile astea. S-au legat de evenimente care s-au petrecut înainte. Dureros e că a pierit, dureros e că, uite, noi l-am respectat, l-am iubit, ne-am, cum să spun, completat unul pe altul, ne-am ajutat unul pe altul, dacă am putut cu ceva, asta e cea mai mare durere. Vreau să spun că, că mă uitam aseară în sicriu la el, măi, și mi-a venit să vorbesc tare, să stric tare așa, mă, Petrică, toate drumurile tale, toate nopțile pierdute, toate... Că faci niște sacrificii, renunți la prieteni, la mese, la distracții, să fii acolo prezent unde ești invitat, că lumea nu te cheamă dacă te urăște, te cheamă dacă te iubește. Și mi-a venit să strig, așa uitându-mă la el, că toate amintirile, toate eșecurile, toate bucuriile, toate împlinirile sau neîmplinirile le-a luat acolo, în sicriul ăla, a pus capacul și nu-l mai vedem niciodată. Deci nu că e dureros, e sfâșietor și mai ales, dintr-o dată, un om ca el, ca Bradu, mă, într-o jumătate zi să nu mai fie. Cred că poate ăsta sunt momentele când ar trebui să ne dăm seama cât de repede trece viața și că n-ar trebui să pui atât de mult la suflet supărări, exact. Atât de mult la suflet să faptul mai că nu știu, cu alții, da. Nu ți-a reușit ceva și că trebuie să fii un pic mai așezat. Relaxat, că... da. Dar nu putem, Cătăline, ăsta este adevărul, că știi, așa asta e viața. Oameni. Da, da, așa suntem toți. Din păcate. Da. Din păcate, astăzi cam toată lumea își a rămas bun de la Petrică Muțu Stoian. Îl conduc pe ultimul drum. Avem câteva declarații ale colegilor de breaslă, obținute de colega noastră, Cristina Șeulean. Așadar, haideți să vedeți niște declarații legate despre povestea asta, că s-a vorbit foarte mult de conflictul care l-a măcinat între Niculina Stoican și Petrică Muțu Stoian. Vorbea impresarul Doru Gușman. Dar haideți să vedeți ce zice sora lui Petrică. Dumneavoastră știți de situația cu Niculina Stoican? Într-adevăr, el nu o mai suporta și se certau? Nu, ei erau ca doi copii din aia de școală. Niculina îl iubea pe Petrică. Deci au crescut împreună, au plecat de jos împreună cu valizele, au mers desculți pe drumuri, că nu erau atunci mașini și nu știu ce. Făceau drumul pe jos. De exemplu, de la țară, de acolo, mergeau pe jos, până la baia sau până la pe unde îi lăsa autobuzul. Nu cred că ei aveau un conflict de ură. Aveau o joacă, cred că. O joacă și Niculina a ținut foarte mult la el. Ținea și el la ea. Și vorbeau. Vă spun eu că vorbeau și la telefon, se consultau. Niculina știa mai multe ca mine despre el. A plâns Niculina când a auzit, vorbea cu mine la telefon când eram la spital. Un hoho te-a zberat. Și îi mulțumesc lui Niculina pentru ce a făcut pentru el. Niculina, știți cum suntem femeile, rele de gură, dar nu rele la suflet. Mi se pare foarte important că aceste lucruri sunt zise chiar de sora lui Petrică Muțu Stoian și înlătură toate lucrurile astea care au planat. Suspiciune, da. Pentru că, exact cum ziceați, în lumea asta sunt discuții, sunt contradicții. Păi între noi nu știi care intră primul. Mai te râcâi, mai te ceri, mai te înghesui, mai... dar nu cred că a fost ceva, că altfel nu puteau cânta împreună și ei patru, Steliana, Mariana, Costică și cu Niculina, așa și împreună cu Petrică, au format, cum să spun eu, un grup an de zile foarte frumos și foarte iubit de lume. Nu cred că au existat tensiuni așa, cum să zic, cum le prezintă unii și alții. Nu cred, din ce am văzut sau nu l-am auzit vreodată pe Petrică să spună ceva urât de Enceanu sau de Mariana sau de Steliana sau de Niculina. Și în același timp a fost un om care atunci când a avut probleme de sănătate le-a ținut foarte mult pentru el. Nimeni nu știa. Nimeni nu știa prin ce trece, pentru că se pare că au fost și probleme de sănătate mai în trecut, pe care le-a dus așa mai departe fără... Nici noi nu știam de ele. Deși, cu siguranță, în perioada aceea am colaborat foarte mult. Da. V-am zis, imaginile acestea te... îți răscolesc foarte multe amintiri. Așa e, Cătălin. Așa de fapt, este. Îți dai seama că nu e absolut nimic cu tine. Nimic, Cătălin. Și că alergi atât de mult și că faci atât de multe și cu ce într-o pe bună tine? Zi... Le lași pe toate. Probabil dumneavoastră vă răscolesc gândurile pentru că poate, exact... pentru că am trecut prin așa ceva,
exact cum mi-a venit la soțul meu să-l întreb, că l-a trâncănit mașina, pe unde am fost eu și pe unde am umblat, a fost și el cu mine. Și așa am venit să-l întreb pe Petre. Unde sunt nopțile pierdute? Unde sunt orele de stat în pisoare? La revedere! Constantin Enceanu, cum spuneați și noastră, fratele, da, practic al lui Petrică, Mâțu. Stoian este cu noi, este chiar acolo, să încercăm să ne și conectăm, ca să vedem care sunt așa ultimele lucruri. Din păcate, astea sunt lucrurile prin care trecem. Încercăm să ne conectăm. Și acum ne-am conectat. Nu. Imediat. Petrică este cu noi. Sperăm să reușim să ne conectăm ca să poate să intre în legătură directă și cu noi. Constantin Enceanu este cu noi de la mormântarea lui Petrică Mâțu Stoian. Alo? Mă auziți, dragilor? Gata, da, te auzim, te și vedem. Mă bucur. Să știți că am intrat un pic în mașină pentru că sunt aici la cimitirul Ungureni. Petrică este pe ultimul drum. Mare câțiva zeci de metri. Dacă o să mai stăm un pic în direct, o să vedeți și cortegiul că trece, se oprește aici la poarta cimitirului. Mi-e greu să vorbesc despre Petrică și despre astfel de momente. E foarte greu. Credeți-mă că de 4 zile încerc să mă împac cu gândul că nu o să mai pot vorbi cu Petre niciodată. Dar mă tot gândesc că viața asta câteodată este atât de cruntă cu unii dintre noi și atât de dură. Nu știu, e greu să vă mai spun după atâtea zile, stând lângă Petrică și încercând să-l fac să-mi spună măcar așa în 7 de ce a făcut-o, de ce a plecat. Pentru că am stăruit aproape cu toții să nu plece. A venit multă lume, am văzut imaginile care au fost oameni care au venit să-și a rămas bun ieri de la Teatrul Marin Sorescu din Craiova, astăzi, oameni care l-au condus pe ultimul drum. Așa este, Cătălin, sunt oameni care îl conduc și acum pe ultimul drum, au venit în număr foarte mare și la biserică și de la biserică până aici la cimitirul Ungureni, ceea ce înseamnă încă o dată cât de iubit a fost Petrică Mâțu Stoian. A fost iubit și de publicul larg, dar și de noi, colegii lui. Foarte mulți colegi au fost alături și sunt, până când o să punem țărână pe el, asta e viața. N-au fost rare cazuri în care să particip până la sfârșit, să fiu până când se pune pământ pe mormânt, cum se zice la noi, la Oltenia. Foarte rar am participat la astfel de momente. Nu mi-aș fi dorit la Petrică să particip. Nu mi-aș fi dorit. Dar din respect pentru el, din prietenia ce eu port, am să încerc să-mi iau și ultimul rămas bun acolo, lângă crucea lui. E greu, Cătălin, și e greu. E greu să vă spun și să vă povestesc ce simt. Pentru că cuvintele în astfel de momente sunt sărace și păresc în fața sentimentelor și a sufletului. O să încerc să ies un pic din mașină, dacă este să-ți arăt câteva imagini, să văd De 30 de ani era această prietenie între voi. Așa este. Și pot să, și am spus-o de atâtea ori, o prietenie adevărată. O prietenie adevărată. Nu știu dacă ai trăit vreodată astfel de nefericite momente când știi că îți pleacă un om drag, un prieten, un frate adevărat de lângă tine, ce simți? Ce simți? Incredibil. Multă incredibil durere. Ce să spun? Încerc să mă adun și să fii puternic
Pentru că exact ce spunea și Maria Cârnece cu noi astăzi aici, a fost ieri la Craiova să aprindă o lumânare, să și-a rămas bun de la Petrică Mâțu Stoian, făcea atât Cătălin, de multe amintiri, atât de multe Cătălin, lucruri împreună. Dacă mă auzi, Petre trece pe lângă noi acum. Încerc să văd dacă pot să întorc imaginea. Nu. Să știi că nu e... Nu e nevoie. Important e că am intrat în direct cu tine și că am văzut exact despre ce este vorba. Să știi că este o atmosferă apăsătoare. Îmi dau seama că e apăsător și tocmai de asta cred că cel mai important este să trimitem toate gândurile noastre bune către familie, către apropiați. Și Constantin Enceanu, să știi că te lăsăm să te duci să-ți conduci pe ultimul drum, prietenul. Știu că ai vrea să stai cu noi în continuare să vorbești, pentru că nu-ți vine să ieși din mașină știind ce urmează să faci. Exact, exact. Ne cunoaștem de atâta timp nu și știu. Te cunosc și te simt. Și știu că ești omul care până acum, probabil dacă era un alt eveniment, de 10 ori ne spuneai hai la revedere, hai că am treabă, hai că am ceva. Iar acum ești omul care nu vrei să cobori din mașină pentru că știi că e ultimul drum pe care o să mergi conducându-l pe Petrică Mâțu Stoian. Mă doare sufletul, nu-ți imaginezi câtă durere am. Când mă gândesc că îl mai văd doar acum puțin, câteva zeci de minute. Am stat minute în șir la căpătâiul lui, să știi, Cătălin. N-am făcut-o cu nimeni. Mai cu părinții mei, cu mama și cu tata am mai făcut-o. Acum am petrecut minute în șir și îl rugam pe Petre, încercam să-l ating și să-l întreb de ce ai făcut-o. De ce, de ce, de ce? E foarte greu. Încă o dată condoleanțe pentru întreaga familie și te lăsăm să-l conduci, cum spuneam, pe ultimul drum pe Petrică Mâțu Stoian. Condoleanțe încă o dată și familie. Scuzați și să fii puternic, Constantin. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, de Petrică Mâțu Stoian, să vadă o țară întreagă, că l-am condus pe ultimul drum, cred că cum și-ar fi dorit el, frumos. Și să fie mândru de acolo, din ceruri, că nu l-am făcut de râs și nici nu o să-l facem de râs. Dumnezeu să-l odihnească. Dumnezeu să-l ierte. Dumnezeu să-l ierte. Numai bine. Vă dai seama că ei au fost ca frații. Știi, noi, de pot să le spun celor de acasă, noi am oprit transmisiunea cu Constantin Enceanu. Omul ăsta a rămas în continuare în mașină pentru că nu-i vine să creadă seama, că e ultimul sunt drum. Sunt ultimele clipe care da. Poți să-l da, mai ultimele vezi. Ultimele clipe chiar nu zic viața să merge. În viața asta și știi că nu-l mai vezi de niciodată. De curând tot așa am fost la mormântare și simți că la nu... ultimul drum chiar e foarte greu să mergi, să arunci. Foarte greu, foarte, foarte greu. Exact cum a zis Constantin Enceanu, să vadă o țară întreagă cât de iubit a fost și probabil, cum spunea, Petrică să fie mândru de acolo de unde e, că nu l-au făcut cred că de va fi mândru oltenii lui de acolo. Eu cred că s-a dus acolo toată lumea care l-a iubit sau a transmis un gând frumos și sincer pentru că el, așa cum ai spus și tu, nu era un om pus pe hărțuială, exact. Pe conflicte. El era cu veselia, el era cu glumele, el era cu... Păcat, păcat, e șoc pentru toată lumea. Da, păcat pentru el, pentru vârsta lui, că mai avea multe de spus, multe de trăit. Și așa cum spuneam, acum era timpul să se bucure, să se plimbe, să facă și chiar muzical. Chiar asta vrut să facă, da. Să liniștească. Cred că noi cu toții, odată cu această boală care a venit în lume, ne-am dat seama că trebuie să fim mai atenți, în primul rând, mai buni, mai iertători, mai iubitori. Am impresia, iartă-mă că spun, chestia asta e doar la nivel declarativ, să fii mai buni, cred. Mai iertători, cred. Pentru că dacă intri pe foarte multe mesaje, la foarte multe postări, la foarte multe lucruri, vezi o lume care parcă s-a înrăit în loc să se unească, s-a înrăit o lume lumea. Care s-a la începutul pandemiei și... parcă s-a îmbunat, dar deja din păcate. Da, au luat o întorsătură foarte, din foarte păcate. Urâtă.